ție îți place de Marinescu fizic, asta înseamnă că vrei o relație cu el? Nu. Păi și atunci? Da. Asta înseamnă că dacă mie îmi place de Alexandru fizic, asta înseamnă că vreau o relație cu el? Dar ai spus că ți-ar plăcea. Expresiile feței tale, zâmbetul tău față de Alexandru, orice, orice face să arăte că îți place foarte mult de el. S-a rupt în mine. Deci mă jur, îmi vine să pun, nu mai am. Ce să pun? Nu mai am forța necesară. Ai primit iar un refuz, da. Cristian. Stai liniștită că n-a primit niciun refuz. Asta este dacă te joci cu persoanele care le cărora le place să fie curtate de bărbați. Stai liniștit acolo, da, pe canapea. Dar și cum te faci tu așa, mă bag și eu cum faci. Aia. O să o învârt până vomită. Învârte-mă. O învârt până vomită. Vezi să nu te ajungă să-ți cadă în cap. Poate Bono a avut treabă cu mine, nu cu voi două. Tu ai fost rezervă în acel moment și tu ar trebui să te duci să-i pun picioarele lui Achebono, pentru că datorită lui ai rămas în această casă. Te rog frumos, ce culoare ai adus tu show-ului ăsta, te rog frumos? Cu ce ai venit tu nou o persoană din exterior acestui show? Și ne-ai arătat nouă că noi nu facem bine și le-ai dat dreptate oamenilor. Dacă nu vă regăsiți în acest show, sunteți liberi să mergeți acasă. Nu-mi place când cineva mă pune într-o lumină atât de proaste. În momentul de față nici nu mai sper. Până acum eram cu speranța, moare ultima, da? Eu m-aș bucura mai mult să fie în relație cu ea, frate. Să fie în relație cu ea m-aș bucura și nu m-ar deranja, că n-are de ce, că nu câștigi nimic, decât cum erai cu Andreea, să spun la modul cel mai sincer. De Andreea nu-mi plăcea de nicio culoare. Păi da, dar nu trebuie să-ți placă. Păi și potriviți. Nu, zic din perspectiva mea. Că ai zis că îți pui casa în cap. Nu. Da. Eu personal nu. Ea și-o pune, nu eu. Da, ia. Eu nu am nimic de pierdut. Eu personal nu am treabă. Eu nu am nimic de pierdut. Ea are de pierdut. Păi asta am și spus, că tu ai de pierdut, eu nu am. Nu, pentru că o ai deja. Dar pe cine îmi pun în cap? Pe ele, pe toată lumea. Păi pentru că discuțiile astea pe care le-am eu cu Alexandru, certuri și asta, o să fie mereu. Păi și? Sau cu Mădălina. Păi legătura are prietenia mea cu ele? Eu dacă mă cer cu Mădălina acum, Mădălina fiind prietena ta, o să zică, bă, du-te-i spune lui Marinescu să se liniștească. Și tu o să zici, dar ce-i spun eu lui Marinescu că nu vreau? Mădălina, iar și o să vă certați. Despre asta e vorba. Tu o să îndepărtezi de ele. Are logică? Da, mă, da, așa. E logica aia. Eu ți-am spus că nu o să fie așa, Marinescu. Da, într-o mică măsură și tu știi că e adevărat ce spunem noi acum. Păi, frate, cum să nu vezi asta? Eu le cunosc pe ele, știu ce va le fi dacă... Le cunoști pe ele? Da. A, și asta înseamnă că ele la televizor sunt false și acasă... Adică? Păi că eu le cunosc păi pe ele. Păi mă refeream la faptul că eu dacă voi fi într-o relație cu ele nu vor fi contra. Aia. Nu ai cum să le cunoști pe ele, pentru că nu ai fost niciodată în ipostaza de a avea o relație de genul acesta ca să vezi cum reacționează ele. Ele nu au nimic cu tine. Stai puțin, poftim exemplu. Ele nu au nimic cu tine. Spus, nu. Stai, nu am. Dau un exemplu. La ce am eu? Sunt nebun eu? Variu am, sunt nebun. Hai că-ți dau un exemplu șmecher. Când a spus Marinescu despre Mariana, tu ai sărit în apărarea Marianei, dacă erai împreună cu ea. Păi ții și eu cu dreptatea. Păi și ce făceai? De ce certai cu iubitul tău? Ce făceai? Iubitul tău e iubitul tău, care dreptate când că nu are? Când va vorbi Mariana prost, când voi săriți în apărare sau invers? Care dreptate că nu are iubitul tău? Păi da, dar tu fiind prietena Marianei, dacă eu o să am dreptate mâine, spre exemplu, dacă mă cer cu Mariana... Păi când o să ai dreptate, nu mă bag pentru niciun dintre voi. Nu o să mă bag. Păi da, dar să-i că Mariana, fată... Până acum am ținut noi apărarea de fiecare dată. Hai, dă-o la o parte, Mariana, dă-o la o parte, Mariana, bagă-o pe Andrada. Acum, de la un timp, te-ai schimbat. Bagă-o pe Andrada. Păi, dacă tu vei fi iubitul meu, era și ea, fi și normal să mă schimb. Știu, dar bagă-o pe Andrada, că e în cameră cu ea și e mai rău. Sau Andrada. Ce e? Bună. Bună. Te faci? Bine, tu? Foarte bine. Ce ai de mine acolo? De când vorbesc eu prost și mult? Nu eram atentă la discuție. Ai înțeles despre ce era vorba, Maria? Ce legătură? Ce vorbești acolo? Ce-i? Ok, te rog frumos să-mi spui că nu eram atentă la discuție. Deci vorbeam cu Marinescu și cu Aia. Da. În cazul în care ei doi o să aibă o posibilă relație, Aia își va pune într-o oarecare măsură fetele în cap și Marinescu nu, deoarece îi are deja pe toți pe cap. Și Aia m-a întrebat pe cine îmi pun pe cap. Și am dat un exemplu, da, dar fiind păi iubit... trebuie să-și asume, în momentul în care face o relație cu cineva și vine și judecă o altă persoană,
și nu are motive să judece acea persoană, e normal că după să-și asume. Da, dacă da, aia nu-i va da dreptate lui, nu este din cauza mea, este din cauza că greșește el. Dacă el nu vrea să conștientizeze aceste lucruri, nu este problema noastră. Dar ce trebuie să-i dau dreptate chiar dacă e iubitul meu? Nu trebuie să-i dai dreptate, păi dar treci la alt stagiu, e stagiu de iubit. Când greșești, că ai, că nu ai dreptate, într-o oarecare măsură ții cu el. Băi, din momentul în care dacă... Când greșești, Alexandru, dacă... Am greșit, George, crezi că dacă Mădălina e prietena mea, nu i-am spus nimic? Păi... O, da, i-am spus. Nu era vorba de treaba asta, că tu ești prietenă cu Mădălina. Dar nu mi te pune George, în capul nimeni. E o mare diferență, da? Da. Eu sunt George aici, eu sunt aici. George se înțelege cu toate și cu toți bine. Discuțiile pe care le-am eu cu băieții și cu fetele o să existe mereu. Despre dar de ce mereu? De ce? N-are dacă tu treabă. Îți faci o relație, exemplu, probabil te vei axa pe acea relație și nu vei mai avea timp să dai curs discuțiilor inutile. Păi cum? Ce discuții inutile? Nu-s discuții inutile nici măcar o secundă. Marinescu, și o persoană care niciodată nu ar fi... Marinescu, stai puțin, nu mai dacă intri, dacă intri într-o astfel de relație, din punctul meu de vedere, atât tu cât și aia, vă asumați încă de la început. Eu n-am ce să mă asum nimic. Am zis dacă intrat într-o relație. Cum n-ai ce să-ți asumi? Păi eu nu am. Oricum nu este... Și tu să iei apărarea, ia la George. Oricum acum, nu este cazul de o relație între mine și aia. Am din zis punctul dacă. Meu de vedere, din punctul de vedere poate să fie, dar din punctul meu nu e. Mai da? De unde să știu? Eu nu am ce să mă asum, deoarece eu oricum sunt contra tuturor, să zic așa, și toată lumea contra Marinescu mea, competiție. Marinescu, competiția este lungă și n-ai de unde să ce se poate întâmpla. Adevărat. Dar tu ai o părere proastă despre aia, că n-am înțeles. Despre Andreea, dar lasă-l că vorbește, acum unde te duci? Tu ai o părere proastă despre Andreea, despre aia? Nu, mă, nu. Marinescu. Zi. Ai o părere proastă sau greu despre aia, Andreea? Alexandru! Băi, vorbim și noi, mă, să vă trăiască voi. Alexandru! Andreea! Alexandru, ești avea și el o discuție, cred că e normal să stai aici în casă. Andreea! Și Alexandru, pune Marinescu, te rog. Stai așa, se liniștească apele și vorbesc. Treci înapoi, am zis. Stai seama că nu mai pot, stai că... Alexandru! Treci mă înapoi! Ha? Nu vezi că nu te bagă în seamă, treci înapoi în casă. Mă descalc, Andreea. Treci înapoi. Alexandru, lasă-mă, amintește din gol. Bă, taci-mă un pic, lasă-mă să vorbesc, că nu aud. Vreau să vorbesc și omul ăla. Andreea, dar așa faci mereu. Zici că face. Alexandra! Era să zic eu acum. Mai zi-mă. George, mai zi-a. Nu, mai lasă-mă că m-am plictisat. De ce codul ține de semnul ăla? Nu, aici am spus că nu e el. Nu sunt eu liderul aici. S-a schimbat două persoane acolo, două aici. Asta pot duce aer în camera lui. Alexandru! Alexandru, ia! Zi acum, că a plecat Andreea, ce cauți aici? Păi, dar ne plimbăm când vrem, cum vrem, cu toții? Da. Păi nu cred că da. Când ai vreo să... problemă? Da, am o problemă da? Mare, da. Andreea, nu e normal, că și restul tot ziua în camera roșie. Păi, atunci ce cauți aici? Care este problema ta? O faci tu pedeapsa, locul meu o fac eu. Care este problema ta? Păi și spune, îmi asum pedeapsă dată de către Alexandra. Da, de ce nu i-am zis? Îmi pare rău, dar dacă e surd, îmi pare rău, nu am ce să fac dacă e surd. Am spus să-mi asum pedeapsă, dacă vrei să auzi mine, dacă nu am tine. Zi, George. Ce ar avea de câștigat de la tine? Să facă materiale cu tine, cum spune Adriana? Poate să-și le facă și singur, a demonstrat. Nu știu ce să zic aici, în casă. Ultima perioadă a demonstrat că poate să facă lucrurile astea și singur. Nu știu dacă vrea să facă materiale cu mine, după cum te poți observa. Dacă ar vrea să facă materiale cu tine, din punctul meu de vedere, ar sta solo și te-ar ataca de câte ori ar vrea. George, aici spune. Totul este imprevizibil, cum am observat. Aia nu zicea niciun cuvânt. Ușor, ușor, zicea cât un cuvânt, două când o atacam eu, da? Iar apoi, acum vorbește de... nu se mai oprește. Deci tot e imprevizibil. N-am eu de unde să știu despre ce este vorba. Dar nici nu poți să-i spui stop. Și sentimentele ai mele nu am cum să le ascund. Și o întrebare pentru tine. Zi trei calități și trei defecte care le are aia. Poftim? Să zic trei calități și trei defecte care le are aia. Dacă o să simt să fac treaba asta, o să le zic ei. Nu trebuie să ți le zic ție, Maria. Dar nu trebuie să le spui mie, le spui tuturor. Nu știu, mi-ai cerut prea multe. La momentul ăsta eram prins în discuție cu George, nu prost să mă mut. Ok, spune cum s-a întâmplat la mine. Spune o calitate și un defect. O calitate și un defect la tine? Nu la mine, că mie mi l-ai spus la aia. Nu știu, o calitate... E o fată foarte frumoasă. Și un defect... Nu știu.
nu o simtă, nu știu, situațiile mi se pare că nu poate să le gândească ea. Nu uita că ai specificat destul de clar. Este o femeie foarte frumoasă. Da, așa. Spui foarte frumoasă. Așa. Sunt foarte multe șanse ca tu să poți să creezi ceva cu ea. Dar de ce ți-e frică? Nu o consideri o persoană matură sau... Mariana? Da. Dar nu-ți plăceați de mine? Poftim? Nu-ți plăceați de mine? Aoleu, aia nu mai întoarce acum. Te întreb. A, ți-am adresat o întrebare, nu-mi răspunde cu altă întrebare. Nu mai este acum două zile că vrei să... Tu nu vrei cu mine să deschidem... Nu vrei o paranteză rotundă. Vrei niciuna pătrată? Deci nu știu de ce, eram sigură că o să vii cu subiectul ăsta. Mariana? Da. Vrei să-l bag, vrei să-l bag pe Rareș lângă aia? Da. Stai și vorbește tu ce... Te rog frumos, chiar te rog, Marnescu, dacă poți faci lucrul ăsta dar pentru mine. Eu. M-ai ajutat foarte mult, că ieri își dorea foarte mult, nu, acum două zile își dorea foarte mult să stea lângă aia. Că mă duc eu acolo. Da, mi-am dorit, uite că... Uite, se ducea de bună voie. Mulțumesc, Marnescu. Plăcere. Vin și eu acolo cu tine? N-am chefia aia. Poți să vii dacă vrei să fiu tot de ora care... Dacă Mariana spune că vrei să vin aici lângă tine, eu vin. Marinescu, hai să facem așa. Facem un schimb. Tu vii aici și eu merg acolo, vrei? Cum? Tu vii, facem un schimb. Tu vii lângă Mariana, eu mă duc lângă Mariana. Hai, lasă-l să stea acolo. Cu cine? Cu mine? Lasă, că stau bine aici. Vreau să rup de mine. Deci mă jur, îmi vine să plâng. Nu mai am... Ce să plâng? Nu mai am forța necesară. Ai primit iar un refuz, da. Cristian. Stai liniștită că n-a primit niciun refuz. Asta este dacă te joci cu persoanele care le, cărora le place să fie curtate de bărbat. Acolo da, pe canapea. Dar și cum te faci tu așa, mă bag și eu cum fac. Aia. O să o învârt până vomită. Învârte-o. O învârt până vomită. Vezi să ajungă să-ți cadă în cap. Păi și eu ce ți-am spus, treabă cu mine, tu nu cu voi două. Tu ai fost rezervă în acel moment și tu ar trebui să te duci să-i pun picioarele lui Achebono, pentru că datorită lui ai rămas în această casă. Te rog frumos, ce culoare ai adus tu show-ului ăsta, te rog frumos? Cu ce ai venit tu nou, o persoană din exterior acestui show? Și ne-ai arătat nouă că noi nu facem bine și le-ai dat dreptate oamenilor. Dacă nu vă regăsiți în acest show, sunteți liberi să mergeți acasă. Nu-mi place când cineva mă pune într-o lumină atât de proaste. În momentul de față nici nu mai sper. Până acum eram cu speranța, moare ultima, da? Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.